Doamnelor și domnilor, bun găsit, vă spunem din nou în cadrul manifestărilor prilejite de zilele municipiului Petroșani, ajunsă la ediția cu numărul 16, de această dată pentru a puncta lucrurile care ne fac să ne simțim extraordinar. Și ca să ajungem la acest sentiment pe care îl generează un eveniment, este cel din această după-amiază, cred că e bine să ne amintim cu toții că identitatea unei comunități este dată, în primul rând, de identitățile care o creează, de personalitățile, de oamenii remarcabili, excepționali, care fac în așa fel încât, de-a lungul vieții lor, ca această formă de organizare umană, care este o localitate, indiferent de rangul ei, să meargă înainte, să se dezvolte. E foarte frumos să privim obiectivele materiale care sunt rezultatul activității unor oameni, dar este cu atât mai interesant, mai profund, mai complex și mai uman să-i privim pe oamenii care au permis un astfel de traseu evolutiv al unei localități. Întotdeauna, decernarea diplomelor de cetățean de onoare ne întâmpină în această sală cu emoțiile specifice. Astăzi se mai adaugă încă o emoție la acest eveniment. În primul rând, este emoția mea personală legată de faptul că primarul municipiului Petroșani astăzi este privat de cea mai importantă calitate pe care ar fi trebuit să o manifeste la această festivitate, vocea. L-a părăsit vocea, am înțeles că a poftit la o înghețată, o să-i treacă, să sperăm că repede. Chiar și așa, este prezent alături de noi, va veni în fața domniilor voastre imediat. Până atunci însă, pentru că până la rangul de cetățean de onoare care astăzi va fi înunat unor personalități deosebite, care fie s-au născut aici, fie au muncit în Petroșani, fie au ajuns la un anumit moment să se identifice cu această localitate, este un moment deosebit de important pentru un grup de tineri. În urmă cu un an și aproximativ 5-6 luni, cred, în noiembrie 2015, mai precis, am fost deosebit de încântată, alături de colegul meu, Edin Berșanski, de la Asociația Casa Pro Urbis, să punem în operă, prin acordul domnului primar, un proiect dedicat tinerilor. Organizarea, pentru prima oară, a unui Consiliu Consultativ al Tinerilor, a fost un proiect și este un proiect care are menirea de a ne ajuta pe noi toți, nu doar pe tinerii implicați, de a ne ajuta să înțelegem că este foarte important să le transmitem acestora ceea ce este esențial pentru ca latura civică a vieții lor să fie una cât mai împlinitoare. Ne-am străduit ca, de-a lungul acestui interval de timp, împreună cu acești tineri, să ajungem prin mici, hai să le spunem, inițieri, să-i ajutăm să înțeleagă ce înseamnă exercițiul activității de administrație publică locală, au parcurs același proces pe care îl parcurg domnii consilieri locali în fiecare lună, au învățat ce înseamnă o ședință de consiliu, cum se elaborează un proiect de hotărâre, au pus în operă câteva proiecte de hotărâre care au fost transmise consiliului local, care le-a aprobat, și la această oră au o singură neîmplinire, care însă nu este de lungă durată. Este vorba de proiectul de hotărâre care se referă la plăcuțele cu descrierea clădirilor istorice din municipiul Petroșani, plăcuțe care, din ceea ce ne-a comunicat domnul primar, vor fi finalizate undeva în săptămânile viitoare. Fără să mai lungesc vorba, acești tineri își încheie astăzi mandatul. Ei au început în clasa a 10-a, sunt elevi de clasa a 11-a acum, ceva mai lipsiți răbdare în ultimele luni, în a-și asuma mandatul de consilier local, dar dintr-un singur motiv. Materia clasei 11 este cu mult mai dificilă și timpul pe care îl alocă pregătirii școlare a fost unul absolut necesar, cumva în pofida activității de consilieri. Nu pot decât să le mulțumesc acestor tineri că s-au lăsat antrenați în această activitate, să îi mulțumesc domnului primar pentru că a fost alături de mine și de Edin Berșanski tot acest demers și că lucrurile au ieșit bine de fiecare dată.
Și permiteți-mi să fac un gest simplu, să invit în fața dumneavoastră, după care să facem ceea ce li se cuvine în acest moment. Haideți frumoșilor! Am început într-un anumit grup cu o anumită componență, au fost și sunt și de această dată 19 la număr, nu sunt toți prezenți. Pe parcurs lucrurile s-au mai schimbat, pentru că unii dintre ei au considerat că nu fac față acestei asumări, au abandonat pur și simplu mandatul de consilier, au venit colegi noi de-ai lor, care s-au integrat foarte rapid, iar dintre cei 19, astăzi îi vedeți pe cei care sunt prezenți, unii dintre ei, Andreea Sima, de exemplu, m-a sunat la ora 12 și ceva, nu știa că să-i se termine cursurile mai repede, mi-a zis, eu ce o să fac până la ora 3, mă duc acasă. Și am zis, Andreea locuiește la Olicani. Și am spus, Andreea, cum poți să lipsești la un astfel de moment? Și mi-a zis acum că a făcut ceva ce n-a mai făcut de mult, ca să poată să participe, a stat în parc. Deci vă dați seama că a făcut un lucru bun pentru ea. O să vă citesc componența actuală a Consiliului Consultativ al Tinerilor pe comisii, așa cum ei s-au selectat. Comisia pentru Ecologie, Mediu, Turism, Conservarea Tradițiilor Locale, formată din David Rareș, Sălaje Maria, Deni Maria, Poenaru Adina, Laurențiu Lupu. Comisia pentru Cultură, Sănătate, Combaterea Viciilor în rândurile tinerilor, Sport și Divertisment, Corcean Oana Daniela, Pânzariu Alexandru, Bojan Bogdan, Gheorghe Alexandru. Comisia numărul 3, pentru Administrare și Dezvoltare Urbană, Mătușa Andrei, Hebetean Larisa Alexandra, Prună Daniel, Sima Andreea, Petrovan Tidiana. Și Comisia numărul 4, pentru Promovarea Voluntariatului și a Relațiilor cu Societatea Civilă, Molnar Adrian, Ciuraru Cosmina Izabela, Corlan Alexandra, Cosma, Floriana, Roberta. Eu zic că merită să-i aplaudați. Pentru că, spre deosebire de un număr foarte mare de reprezentanți ai generației lor, acești tineri și-au asumat cu mult mai mult, cu mult mai mult. Și valoarea pe care ei au livrat-o comunității în acest mandat de consilier se regăsește în activități care, desigur, le-au fost dedicate reprezentanților generației lor, dar nu numai. Și aș vrea să vă spun că, de-a lungul lui 2016, au făcut foarte multe activități frumoase. Dragobetele, Ziua Familiei, licenii, schimb de experiență. Am avut o acțiune de voluntariat la Crăciun, am avut Ziua Îngerilor. Iacă, o sumă de acțiuni frumoase și am încheiat anul acesta cu un proiect de care eu sper să se țină, pe care l-au inițiat în urmă cu o lună și ceva, și au deschis la Steak Cafe un colț în care au un raft cu cărți, în care de câte ori vor ei, sau cel puțin o dată pe lună, își vor organiza activități legate de lectură, dezbateri pe marginea ceea ce ei citesc. Înainte să vi se lumineze diplomele pe care le meritați cu prisosință, aș vrea să-l invit pe colegul meu, Edi Berșanski, să vină să spună câteva cuvinte, pentru că am fost alături tot acest proiect și l-am făcut cu mare drag, implicând și Asociația Casa Provopis în tot ceea ce s-a întâmplat. Mulțumesc frumos, bună ziua, domnule primar, domnule viceprimar, domnilor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor, stimați cetățeni de onoare Petroșani. Este un proiect, sigur, la inițiativa conducerii acestei instituții, persoana domnului primar Tiprăvea Covriții, la care am apelat cu mare plăcere. Sigur, am avut în prima fază niște dubii dacă acest proiect s-ar putea să se ducă până la sfârșit, dar după atâtea luni în care ei împreună au venit cu foarte multe proiecte, am schimbat părerea și le spun un sincer bravo, felicitări că au reușit să facă, însă, într-adevăr, cum a zis și Felicia, mai mult decât alți tineri din rândul populației tinere din Petroșani.
În afară de proiectele pe care le-a înșirat Felicia, trebuie să mai amintesc una foarte importantă. I-am întrebat, anul trecut că am avut proiectul internațional în Mocoșani, dacă vor să fie voluntari și să mă ajute în acel proiect mare, cu o densitate deosebită, care a ținut 5 zile în Petroșani. Și toți au dedicat mâna și, într-adevăr, m-au ajutat foarte mult. Și chiar, în afară de aceste diplome, s-au putea da și o diplomă de voluntariat de excepție a acestor tineri. Eu încă o dată îi felicit și le doresc o vacanță plăcută și anul viitor să aibă succes și la admitere și la alte examene importante pe care o să le dea. Mulțumesc frumos! Aș vrea să vă rog pe domnul primar să ne ajute să le înmânăm diplomele acestor tineri. Activitatea desfășurată în calitate de consilier în cadrul Consiliului Consultativ al Tinerilor, prin contribuția adusă în viața comunității municipiului Petroșani în perioada mandatului 2016-2017, se acordă diplome următorilor. Rareș David. Selaje Maria Maestru. Deni Maria. Poenaru Adina. Aș vrea să fac o mențiune legată de Adina. Adina locuiește la Peștera Poli. La Bănița, chiar. Și la toate ședințele știam ce urmează să se întâmple. La un moment dat, Adina ridica mâna și spunea: doamna, eu trebuie să prind maxi taxi. Dar cu toate acestea s-a implicat în activitățile noastre. O figură cu totul aparte în acest Consiliu Consultativ este Muntele de Calm al grupului, Laurențiu Lupu. Corceacu Ana Daniela a venit mai târziu, cred că mi-e prezentă. Nu este. Aș vrea să vă prezint un erou de la evenimentul nostru cu Aztec Cafe, cu cărțile. Alex Cârzariu avea datoria să vină cu un sim cu o prezentare. Știți cum a venit? Mai târziu, pentru că avea piciorul închis și a intrat exact ca un erou în Aztec Cafe. Bojan Bogdan Andrei lipsește, pentru că era un interviu pentru un job în această vară. Gheorghe Alexandru, veselia întruchipată, lipsește. Mătușa Andrei mi-a spus că e prezent la un concurs internațional. Te vedeam, Larisa Alexandra. Nu este. Sima Andreea. Este domnișoara care a organizat prima conferință de presă în cadrul Consiliului Consultativ. Petrovan Titiana. O viitoare finanțistă. Deci dacă nu aveți educație financiară, vă recomand pe Titiana, ajută fără niciun fel de probleme. Molnar Adrian. Voluntar întruchipat, un karateca de excepție, serios, sobru, își asumă ceea ce are de făcut. Ciurarul Cosmina Izabela. De asemenea, o viitoare finanțistă știe de pe acum că va avea afacerea ei personală și chiar cred că va fi așa. Trebuie să spun un pentru că Alexandra Corlan joacă un rol aparte în acest grup. Este foarte bătrână pe dinăuntru, deși are doar 16-17 ani, un suflet bătrân, profund, filozof, care are extraordinar de mari valențe literare și o recomand celor care se ocupă de tinere talente să se ocupe și de Alexandra, că merită. Și cam atât. Ce ar mai fi fost cineva? Lipsește. Deci aceștia sunt tinerii noștri. Dacă dintre voi dorește cineva să ne spună câteva cuvinte despre această experiență. Mai nu.
repetat din cap, că știu că ți-ai pregătit textul. Păi, ce pot să spun? Acest conflict m-a ajutat mult să evoluez și pe plan personal și pe cel profesional, ca să pot să zic așa. Și vreau să-i mulțumesc în primul rând doamnei Felicia, pentru că mi-a fost tot timpul alături și a avut încredere în mine și m-a ajutat să fac tot ce propun. Pentru că avem un tânăr și cu asta încheie, un tânăr care acum un an și ceva mi-a spus că își dorește să ajungă lider la un moment dat. Are un prag al timidității pe care eu cred că l-a trecut. Îl invit și pe Raveș să ne spună câteva cuvinte. Un viitor lider. Mulțumesc frumos. În primul rând, cred că se cuvine să-i mulțumim doamnei Felicia și domnului Vrașanski pentru porțile spre care ne-au îndrumat, chiar dacă uneori au fost leneși sau nedoritor să le urmăm. Le mulțumesc și colegilor mei, în care am găsit persoane pe care mă pot baza și cărora le pot și eu oferi ajutorul. Și domnului primar, pentru care cred că noi am fost chiar o lecție de viață, pentru, din care el a învățat ceva și noi. Mulțumesc! Cu siguranță, la următorul consiliu consultativ, vom trage învățăminte din experiența cu voi. Dacă dintre voi mai dorește să spună cineva ceva? Nu. Atunci, vă dorim succes în continuare, vă mulțumim frumos, o vară frumoasă tuturor! Deși păstrăm registrul de sobrietate specific acestei festivități, cred că la un moment dat nu o să avem de ales, o să vedeți de ce. Dar în această notă sobră, începem momentul înmânării diplomelor și acordării titlurilor de cetățean de onoare al municipiului Petroșani pentru întreaga activitate profesională și pentru promovarea imaginii municipiului Petroșani. Se acordă acest titlu și diploma post-mortem domnului profesor universitar dr. Inginer Aron Poantă. Pentru întreaga activitate profesională și pentru promovarea imaginii municipiului Petroșani se acordă diploma și titlul de cetățean de onoare al municipiului Petroșani domnului Cristian Sergiu Ianța, sculptor, ceramist și artist plastic. Onorat auditoriu, domnule primar, consilier, viceprimar, țin să mulțumesc în primul rând omului care m-a propus pentru acest titlu, cu toate că până la acea dată, sincer să fiu și dânsul știe că nu ne-am cunoscut. Și faptul că aparține din cu tot o altă breastră, nu cea artistică, este, după mine, mai meritoriu din punctul meu de vedere. Pentru acest titlu onorific am fost propus de domnul Viorel Pascu, care la acel moment, la acea dată, a fost consilier în Consiliul Local al Municipiului Petroșani. Și totodată mulțumesc și Consiliului Local de la acea dată și domnului primar care au aprobat acest proiect și această propunere. Mai departe vreau să mulțumesc lui Dumnezeu că sunt aici, că pot să fac ceea ce fac și sper să fac în continuare pentru orașul din care sunt, cu toate că m-am născut la Lupeni, dar Petroșani este orașul meu. Orașul familiei mele, orașul străbunilor mei și, în primul rând, al străbunicului meu, care a fost cel mai renumit din acest neam al meu, care a lăsat în urma lui ceva din care și eu folosesc și sper să folosească și comunitatea, dacă voi putea fi ajutat să fac din acea clădire un centru cultural.
într-adevăr, de unul singur este destul de greu și totuși sper că la un moment dat se va întâmpla ceva. În acest an, nu știu dacă voi mai continua taberele care le-am făcut, pentru că financiar m-am cam subțiat, iar Consiliul Județean de această dată nu mi-a mai oferit niciun sprijin. Oricum, dacă eu cred în minuni și în ajutorul divin, și l-am oprit. Nu știu cum le-am oprit. Îmi cer scuze, dar ne-am oprit pe amândouă înainte de a... Când m-am așezat, dar nu știu, poate opinune din nou, dar a fost negativă de această dată. În orice caz, vă mulțumesc și vă cer sprijinul în continuare și sper să fiți alături de demersul meu pe domeniul culturii, pe domeniul artelor vizuale și a faptului că numele Petroșanului și apoi Jiului îl voi duce după mine până voi muri, oriunde voi merge, cu activitățile mele personale sau cu activitățile fundației pe care am fondat-o și o conduc. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Cred că acest element surpriză, chiar și pentru Cristian, este de fapt în deplin acord cu sufletul de artist. Așa este. Se acordă diploma și titlul de cetățean de onoare al municipiului Petroșani pentru întreaga sa activitate profesională pusă în slujba ajutorării cetățenilor din municipiul Petroșani și din țară, dar și pentru înaltele sale calități morale, domnului doctor Panacu Mihail. Care, trebuie să spunem acum, să te conspirăm, ieri
n-a putut rezista să nu fie alături de domnul doctor Litar Cec George în demersul domniei sale plin de curaj de a zbura cu parapanta. Și pentru că doamna doctor trebuia să fie prezentă, și-a luat inima din și-a făcut și domnia sa la fel. A zburat ieri cu parapanta. Un vis împlinit și iată, după încă un vis împlinit, astăzi, domnule doctor, sunteți proaspăt cetățean de onoare al municipiului Petroșani și dați-mi voie să citesc frumos ce scrie aici pe hârtie. Semnează diploma și titlul de cetățean de onoare al municipiului Petroșani pentru performanțele profesionale deosebite și pentru înaltele sale calități morale, domnului doctor George Litarcec. S-a închegat așa de bine,
Încât la un moment dat, trăiam cu nevastă mea, am hotărât să ne luăm o casă de vacanță aici. Și asta s-a întâmplat în 2015, în luna lui noiembrie la sfârșit. Și eram cu Grebe și Îndălescu, ne-am dus la piață și după aia acolo ne-am fost încântat, ce piață frumoasă, ce e aproape e de casă, ce... Când ieșim, acum văd eu cu o poveste ce să vă fac asta, m-a spus să vorbesc, toată viața mea am vorbit, vorbesc ce să fac. Și iese un cetățean, zice, mai tu cu tare, nu-i spun numele, ai un apartament de vânzare, zice, da, cât, atât. Fac eu socoteala, zic, cam jumate cât în București, prețul apartamentului. Dar ceva economii, am pus pe numele lui, hai să-l facem altele. Când se face altele, apartamentul era sub sighestul. A rămas cu gura căscată, mă rog că noi găsești un număr de telefon în OLX.net, mi-l dă, dau telefon, cine era? Un agent, un domn agent de poliție, foarte simpatic, drăguț, care avea un apartament de vânzare cu 105. Îi dau telefon, vine, îl văd, îmi place, notariat, cec, bani, tot în regulă. Și firma a devenit proprietar apartamentului aici, intenționat să fie un apartament de vacanță. A urmat toată tragedia cu moartea nevestimii, și, practic, după ce s-a terminat acest capitol, am început eu un capitol îngrozitor anul trecut, boli succesive care erau să mă termine, și atunci am fost o terenă după remunut la Petroșan, definitiv. La Petroșan, definitiv, din două motive. Primul motiv este că este prima. Nu aerul, oamenii, domnule, pentru ei am venit. Viață lungă. Nu știu, viață lungă. Sponsor? Eu pentru oameni am venit, pentru prietenii mei de aici, pentru Ciuntul și pentru Sobolescu. Nu am avut nicio intenție nici să fiu cetățean de onoare, nici de nimic, să fiu pietor de rând, în pietor așa. Fumul controlator, nu că mai nu mă pot, am o boală de răzbută care îmi piedică să omul. Și așa am ajuns între dumneavoastră și vă mulțumesc în modul cel mai sincer și cel mai călătoros pentru iubirea pe care mi-a spus. Franz Liszt, Nocturna numărul 3 și Scriabin, studiu.